O primă repriză spectaculoasă făcută de Mio Dragolar și Adrian Mitu, un meci la categoria 75 de kilograme pentru titlul național local combat. Prima repriză cu un Mio Dragolar puțin mai agresiv, a ținut mai mult centrul ringului decât adversarul său. De partea cealaltă, Mio Dragolar, Adrian Mitu a blocat foarte bine loviturile lui Mio Dragolar. A început a doua repriză, Olar cu short albastru, Mitu cu short negru. Foarte bune loviturile lui Mio Dragolar, care l-a prins pe colțile ringului pe Mitu, a ieșit Mitu cu zâmbetul pe buză ca de fiecare dată când adversarul său reușește o serie mai bună. Iată o lovitură spectaculoasă reușită acolo și de Mitu. Se duce lupta pe colțile ringului. Ține brațele sus Mitu. Face pasul lateral, acum o serie de brațe bună pentru el, încheiată cu un croșet de stânga. Foarte bună lovitura înaltă de picior a lui Mio Dragolar. Face pasul înainte Mio Dragolar, se duce peste adversarul său, iată un croșet de dreapta bun, reușit de Olar. Luat în braț acum de Mitu Mio Dragolar. Serie bună de brațe și pentru Mitu. Iată lovitura înaltă de picior pentru sportivul timișorean. Mio Dragolar vine din nou aproape de adversarul său. Un croșet de dreapta puternic trimis acolo de Mio Dragolar. O dreaptă prin garda lui Mitu și am văzut și o lovitură de dreapta la corp expediat acolo de Mio Dragolar. Din nou pe corzile ringului Mitu. Încasează încă o lovitură prin gardă Adrian Mitu. Iată o serie bună de brațe pentru Mitu. Am văzut câteva directe care s-au dus prin garda adversarului său. Acum Mitu s-a blocat la croșeul de stânga, a trimis de Mio Dragolar. Încearcă o dreaptă acolo Mitu, croșeul de stânga pentru Mitu. Încă unul, vine și răspunsul lui Olar. Luptură de genunchi trimisă de Adrian Mitu. Înclinși între cei doi. Mitu continuă să lupte cu zâmbetul pe buze. Lasă și garda jos, îl așteaptă pe adversarul său. Încearcă să-l surprindă cumva pe Mio Dragolar. Iată lovituri puternice trimise acolo de Mio Dragolar. Croșeul de stânga bun pentru Olar. Iată și croșeul de dreapta. Excelentă lovitura lui Mio Dragolar. Croșeul de stânga, low kick. Vine și răspunsul lui Mitu cu un uppercut de stânga. Încearcă lovitură cu genunchi din servitură Mio Dragolar. Tot publicul din Arad ține cu Olar, care se duce acum din nou peste adversarul său, luat în brațe de Adrian Mitu. Low kick pentru Mitu.